și este, dar mai multe aș putea să vă spun săptămâna viitoare, dacă vă interesează, după o întâlnire la care vă aduce și cu Ministerul Afacerilor Externe. Da, și mai mulțumim! Ce vreau să vă spun, referitor la SIM-ul, privind de trasabilitatea deșeurilor, nu știu, când se termină? Păi sperăm să se termine cât mai curând, dar anul acesta. A, și să vă mai spun ceva, deci este o propunere acum, deci a venit de la comisie, că toți, era fost o discuție, bun, agenții economici nu doresc să se înscrie, simt că nu au cadrul legislativ. Bun. Acum a venit comisia și parlamentul cu o propunere. Cum să facem ca toate raportările să fie paperless? Și dacă, da, deci fără hârtie. Deci nu mai aveam voie, să, deci nu o să mai avem, nu știu când va intra în vigoare chestia asta, nu o să mai avem voie să raportăm pe hârtie. Bun. Acum, dacă n-am avut noi, deci noi am recomandat agenților economici, veniți și înscrieți-vă în zi. Bine, până la urmă, o vine. Dar până la urmă, se pare că, deci era venit o, de la, noi de la, de la Minister, de la Direcția de Afaceri Europene, un punct de vedere referitor la această inițiativă. Dar eu cred că în curând va fi în practică această inițiativă. Ce operatori economici nu vor să se înscrie? Păi e cei la referitor la cei care lucrează în domeniul deșeurilor, ca să exprim în mod elegant așa. Cei care colectează... O parte din ei, probabil. Cei care lucrează pe piață neagră. O parte. Dacă nu se înscrie foarte bine, cred că e din piață. O parte. Da. Nu puteți să-i așteptați pe tot. Da, se creează, deci suntem aproape de final cu tot ceea ce privește statistica deșeurilor, deșeuri de echipamente electrice și electronice, vehicule scoase din os, tot ce... Deci într-o lună trebuie să facă? Eu sper că într-o lună, maxim două, dar... Oricum, chiar dacă, deci la nivel de președinte, de vicepreședinte, nu vom mai fi acolo agenție, dar proiectul se va continua pentru că este păcat și am și spus, asta este, acesta este viitor. Nu avem, nu e cale de întoarcere, nu e, deci faptul că a fost creată această bază de date și toată sistemul nu e complet. Deci sistemul este integrat, de ce spune integrat? Deci el obține un act de reglementare, da? O autorizație de mediu pentru activitate pe care și-o declară la autorizație. Se înregistrează în sistem. În momentul în care el s-a înregistrat în sistem cu activitatea respectivă, automat, deci lui îi vin tot ce trebuie să fac. La data de trebuie să-mi raportez deșeurile. La data de... cantitățile care s-au... Ei trebuie să-și raporteze, sigur că da. Și în felul ăsta, de ce trebuie să raporteze automat? Deci mai e bun acum că raportau, nu raportau, că n-aveai cum să-i verifici. Deci între ce au declarat ca și activitate și obligațiile de lor de raportare. De două ori sau de loc? Sau... Posibil, posibil. Tot felul de, știți? Ei, acum nu se mai poate. Îi spune, gata, acum tu trebuie să te raportezi așa, acum se să poate. Dai peste așa. Lună, ai... Acum se poate. A. Eu sper, adică, nu vedeți că acesta este, eu chiar m-am bucurat când a venit, am văzut această inițiativă la nivel de Uniune Europeană, Comisie Europeană, să raportările să se facă paperless, fără hârtie. Asta este, asta este normal și asta este bine. La alte proiecte frumoase, ce să vă spun? Da, sperăm, acum mai stau.